Dori! De ce oare m-au lăsat ultima? Da. Nu am idee! Eu cred că trebuie să facem alte pase pentru ca să nu sunt bune. Nu, nu, cum o zic eu? Adică eu, Ștefania, sau fără mâințiști, nu mai sunt bune. Nu sunt bune. A, lasă-le că eu mănânc, eu mănânc. Aș vrea să vină Flavius. Nu e ultimul. Ba da. Păi ce-ai fost de două ori? Radu odată. Aoleu, Radu odată, am văzut. Văzut. Și Robert. 4. Și Flavio. Și Flavio. 5. 6, 7. Păi și tu n-ai fost de două ori? Radu a fost de două ori. Bă, 2, 3, 5. Și mai sunt două, nu? Bă, da. Dansuri din astea, bro, de pe TikTok, atâta știu. Chestia că poate noi le luăm greșit, gen că sunt gemene și nu-mi dăm seama că... A, băi! Flash! Vezi ce-am zis? Bă, neașteptat! E Florina, frate, mă! Și eu chiar vreau să mă să fac trendul ăla cu el, cu mâna stângă sus, dreapta... Chiar am vrut să-l facă din el, da? Îl fac în tine. Am zis. Ce? Hei, ce faci? Uite, așteptam să te văd. Tu? Ce faci? Uite, surprinzător. Nu știam că... Hai că... Da, știi că... Ia, spune. Știi că m-a întrebat doamna Andreea cine crezi că să se cheme în camera așa? Așa? Și am zis că Dori. Jur. Ori să se vadă, am zis că Dori. Și de ce ai crezut tu asta? Nu știu, nu se, din priviri, habar n-am, mi se pare a fost așa. Ba da, eu cred că da. Ce faci? Super bine, super bine, super bine. Da. Aștept, da. Ok? Da. Ai... Bine, hai să te întreb eu pe tine ceva. Spune. Vreau să spui mie cum ai vrea să fie iubita ta. Iubita mea? Da. Din ce punct de vedere? Da, din toate... Da, gen și la comportament, nu neapărat la comportament, că nu pot să mă învâr după cineva, știi? Dar așa, gen cum mai vrea să se comporte, nu știu, cu tine. Uite, și așa. Uite, mie nu-mi plac, de exemplu, geloziile. Am avut și toate fetele cu care am încercat să fac ceva să... Stai, scuze. Nu-i probleme, nu-i probleme. Toate fetele cu care am încercat să fac o chestie, știi, de exemplu, că am avut o singură relație, 2 ani jumate, dar restul de persoane pe care le-am întâlnit și am încercat să fac ceva erau geloase, super geloase, știi? Și eu, mie nu-mi place... Gelozia, știi, nu-mi place gelozia, pentru că eu dacă aleg să fiu cu cineva, știi, chiar aleg să fiu 100% gen cu acea persoană, știi ce spun? Îmi doresc să fie sincer, să fie tot timpul sinceră cu mine, să nu aibă chestia asta, gen, nu vreau să merg, de exemplu, undeva să mă facă să fiu gelos eu, de exemplu, sau să facă din adins, știi ce spun? Aș vrea să fiu primul loc pentru ea și invers, știi? Și invers, da, înțeleg. Înțelegi? Câți ani? Eu am 24. Uh-huh. Okay. Tu câți ani ai? 23. Fac. Imediat în mai. Faci 24? Da. Nu, 23 fac. Faci 23? Fac 23. Am înțeles. Deci okay. Am 22. Așa și... Ești super deschisă. Mie îmi place pentru că atunci nu ai pus nicio întrebare și ești super deschisă. Nu, bă, nu. Deci ți-am exprimat care poți motiv. Nu poți să pun întrebări așa când se zice una alta. Da, am înțeles. Trebuie să cunosc omul și după aia îmi dau drumul să vorbesc. Dar și altceva ce îmi place să faci în timpul liber, nu știu. Păi uite, ce te ocupi? Eu sunt, ultima mea experiență, am fost binecuvântat, am fost chemat în India, am avut experiență de model, știi? Uh-huh. Și acolo mi-am deschis multe oportunități. Uh-huh. Și îmi place să călătoresc, îmi place foarte mult să călătoresc, să văd lume nouă, să văd culturi noi, știi? Să am experiențe noi. Mi se pare cel mai ideal. Pentru că, știi cum gândesc, ajung la o anumită vârstă și vreau să mă uit să zic, bă, uite, n-am regrete, pentru că chiar am făcut ce am simțit, știi, la momentul... Pardon, știi? Am înțeles. Da. Uite, eu nu te mint, sincer, când ați zis chestia asta, știu că e greu. Vrei să găsești pe cineva care să te facă să poți să nu stai în fiecare zi, știi? Da. Mie mi se pare asta, fiind și prim la început, știi? Mi se părea, mamă, frate, e prea...
e greu, știi, e deja... Nu, eu am zis, deci într-adevăr, pentru voi ca băieți, poate că e o chestie, măi, îs și două. Că o să aleg pe ea și să nu aleg pe soră sa, adevărat? Sau, nu știu, puteți te sperie chestia asta, gen că... Nu, nu trebuie timp împreună pe zi. Că stai să mă gândesc, surori, am fost lipit de 23 de ani, știi? Da. Aia e cea mai mare problemă pentru noi. Nu am găsit persoana potrivită care să mă facă să mă detașez de rare și invers, știi? Scuză-mă. Da, nu-i problemă. Aia e chestia. Nu neapărat că suntem atât de apropiate. Suntem, de fapt, suntem foarte apropiate, dar nu-i că nu ne-am putea debarasa una de alta. Vreau să zic o chestie. Îmi plac foarte mult unghiile tale. Asta e culoarea mea favorită. Nu, vorbesc serios. Vorbesc serios, albastru e culoarea mea favorită. Băi, dacă te uiți, am albastru aici. Da, deci m-am nimerit. Am și un da, și am văzut și cearul. Da, e super mișto, sincer. Mulțumesc. E super mișto. Da. Apreciez. Lumea are o părere despre mine că sunt arogant la început, sau știi? Păi posibil, așa pare. Par arogant? Da. Știu, toată lumea mi-a zis chestia și după ce mă cunoaște... Dar bine, este treaba asta, zic că până când începe omul să te cunoască, știi? Da. Pentru ce e important la un băiat? Ce e important la un băiat? La ce te uiți? Măi, ți-am zis, la ochi, okay. La zâmbet. Și chestiile astea, nu știu, să am ce povesti cu el, să fie glumeț, să mă înțeleagă, în primul rând, pe mine, că eu tot timpul să spun la băiatul din lângă mine, să-i spun care-s problemele mele. Data viitoare. Mai avem șanse. Ai grijă de tine. Și te-am pupat. Opa. Pa. Între mine și Bianca este așa o chestie. După cum vezi, las să decurgă lucrurile la liber cu toată lumea. Nu forțez nimic. Vreau să fac un pic diferență. Ai înțeles? Vreau să stau de vorbă și cu Corina. Dacă o să mai am date, o să o scot pe Corina în camera roșie. Mă bucur că acum, nu știu, am gândit. Nu știu dacă cumva ea ar fi făcut să bage intriga asta în ideea în care să o oprească pe Bianca de a mai avea ceva cu mine. M-am gândit că poate fi și vreo frustrare, o vreo oftică, vreo invidie, vreo ceva. Știi? Nu pot să știi. Aici mi-a aruncat o pastilă prima zi. Da. Poate fi asta. Poate fi o discuție de genul. E o diferență. Nu știu când zis să-l încerc la locuși cu... O experiență. Gen cum, da. Ia zi, tot surprins? Bă, nu. Știi că dacă v-am gândit, am zis ceva pe canapea. Lasă, că am știu, am înțeles, gata. Știu și cred că una a fost aici. Da. Cred. Se poate. Da, eu așa cred. Așa. Și eu cred că toate au fost aici. Ce calca ai, fii atentă. Da, tu urmezi. Pentru vasele. Cum a fost? Pedeapsă pe vasele. Nu zic așa. Nu, mă simțică, nu mi-ai demonstrat că îmi gătești foarte bine. Ce? Interesting. Vă promit că o să vedeți. Cum ai zis, da? Acum, gata, te rog, bine, da? Dar și care? Auzi, dar ce nu ai ieșit aici? Le-am lăsat prea mult în apă. Exact. Oh, bravo!